România a reușit să smulgă Uniunii uh, Europene 241 uh, de milioane uh, de euro uh, pentru despăgubiri uh, în beneficiul fermierilor români. Uh, acești bani se vor duce către fermierii români, dar atenție, ei reprezintă uh, o sumă mult prea mică și total insuficientă pentru ca. Agricultura României să poată concura cât de cât cu succes agriculturii, agricultura altor state din Uniunea Europeană.